Dragostea pentru viață o adună în colecțiile sale. Nu-și imaginează o zi fără de ceai, călătorii și lucruri mărunte care reușesc să-l facă fericit. Cu treieră lumea, cu bani puțin, dar cu mult entuziasm. Toate ideile care vin în cap le materializează ușor și rapid. De aceea, cu siguranță, ar putea să concureze la categorie tânărul cu cele mai multe hobby-uri. Îi place să colecționeze monede, hârtiuțe de ceai, brățări din plastic, magneți pentru frigider și să călătorească mult. La cei 22 de ani a vizitat 8 țări și este îndrăgostit irecuperabil de ceai. Este gata să bea ceai oricând, oriunde și cu oricine. Recent a descoperit băutura mate, despre care spune că e cea mai delicioasă din toate câte a gustat până acum. It's a rich man's world. Sunt lege în chimie în care cât ai mai mult, cu atât vei avea mai mult. Ceva, electronii se adună. Așa și monedele. De obicei că nu șer tot colecția pe podea, de parcă aș avea toată lumea la picioarele mele și ar trebui doar să pășesc, să trec într-o țară în altă, fără vize, fără acorduri, fără nimic. Dacă vorbim de Statele Unite, am fost în 25 de state, iar și monedele din Statele Unite au fiecare stat aparte. Am 6 președinți din 13 care au fost lansați și am 2 soții din 20 care au fost lansate. Este absolut convins că despre fiecare țară se poate afla multe lucruri anume de pe monedele comemorative. Principiile, libertățile, credința și chiar cultura unei țări poate fi descoperită din simbolurile încrustate pe aceste mici mijloace de plată. În afară de monede, mai are și pasiunea colecționării hârtiuțelor de la pachetelele de ceai. Din câte mă știu eu, sunt singurul om care colecționează hârtiuțe de ceai. Am undeva 320 ceva de hârtiuți și vreo 95-97 de branduri. Sunt hârtiuțe care din clasa 9, de la un fel de bală de absolvire, unde am băut ultimul ceai cu colegii și pur și simplu semnată. Chiar dacă am o hârtiuță semnătoare, ar fi dublură, însă doar pentru hârtiuța e semnată și scris ceva pe lângă, sau asta deja o face specială în colecția mea. Când colecționez ceva, uneori pot să renunț la lucruri poate mici la moment sau mai mari, doar pentru a obține ceva în colecția ta. A vinde colecția înseamnă a vinde de punct de vedere financiar și prețul care ți-l va propune cineva va fi mult mai mic față de prețul amintirilor și prețul sufletesc care tu le investești într-o colecție. Deoarece într-o colecție tu nu investești doar bani, nu doar investești doar chestiuții care le pui în colecție. Tu investești suflet, investești timp și investești pasiune. Și pentru că nu putea să nu ne arate cum se prepară ceaiul său preferat, Alex ne-a făcut o mică demonstrație. Ceea ce am eu e mate brazilian. De obicei, în America de Sud, matele e o băutură de socializare, așa cum prin Arabia și prin Africa musulmană, narghileau e element de socializare. Așa, în America de Sud, oamenii se vede la un mate și beau toți pe rând. Important, apa să fie la 80 de grade temperatura. Dacă e prea mult, e la de iarba și nu se primește gustul. În principiu, trebuie să ai o calabază și o bombilă. Acestea sunt elemente tradiționale pentru a bea mate. Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top, that's where. Nu mulțumim când primești matele. Spune despre sine că este asemeni un fluturaș care reușește de minune să treacă printr-o metamorfoză treptată și să trăiască la maximum puținul timp care îi este dat.